v-aș invita să citim din Cartea Domnului, din 1 Corinteni, capitolul 2, începând de la versetul 6 până la finele capitolului. Haideți să ne ridicăm în picioare. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a viacului acestuia, nici a fruntașilor viacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile Lui Dumnezeu, afară de Duhul Lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile, lucrurile Duhului, lui Dumnezeu, că pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să-și judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Că cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată, să poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Să ocupăm locurile. Aș vrea în dimineața aceasta să discutăm patru ipostaze în care este prezentat Duhul lui Dumnezeu în primele patru capitole din 1 Corinteni. Patru lucruri care ne vor fi de mare folos în înțelegerea lucrării Duhului Sfânt și a Cuvântului lui Dumnezeu în același timp. Spuneam că Apostolul Pavel îl prezintă pe Duhul Sfânt în patru ipostaze vis-a-vis -vis de scriptură, de revelația cuvântului lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta ne vom strădui să parcurgem câteva din ideile pe care le-am pregătit, patru ipostaze, deci, în care este prezentat Duhul Sfânt de către Apostolul Pavel. Primul lucru care îl remarcă Apostolul Pavel aici este că Duhul Sfânt este Duhul cercetării, Duhul cercetării. Iată ce spune că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Verbul pe care îl folosește Apostolul Pavel aici este eraunao, care înseamnă a investiga, a cerceta este folosit, de exemplu, de vameș care cercetează bagajele călătorilor. Scotocesc bagajele călătorilor. Cred că ați avut parte de treaba asta, mai ales noi românii, și mai ales când am venit în America. Doamne, prin ce cercetare am, am trecut. Am avut câteva cărți, mi le-au frunzălit pagină cu pagină. Eu, de, meu, de mine, am vrut să îi păcălesc pe ăștia. Am pus niște uh, filme, niște bucăți de, de filme din aparatul de fotografiat, le-am băgat în cărțile așa și mi le-au scuturat așa pe toate. Pe urma a urmat cercetarea fiecărui clișeu. A durat, ce să vă spun, ore în șir, apoi trebuie să dau explicații, uh, ce fac cu ele, unde le duc. Ce să mai spun? Fiecare dintre noi am, avem o asemenea istorie. E bine, Apostolul Pavel folosește exact termenul acesta în care ni se spune că Duhul lui Dumnezeu cercetează toate lucrurile lui Dumnezeu. Cercetează întreaga Dumnezeire. El știe tot ce este Dumnezeu în, în, în întregul Lui. Singurul care îl cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat este Duhul lui Dumnezeu. El îl investigează, îl cercetează pe, pe Dumnezeu. Acest Duh al cercetării apoi cunoaște gândurile lui Dumnezeu. Nu numai ce este Dumnezeu, el cunoaște gândurile, modul în care gândește Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel aici. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului? în afară de Duhul omului, care este în el. Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. De Duhul lui Dumnezeu. Vedeți, oamenii ne evaluează pe noi după ceea ce văd, după ceea ce aud, după experiențele pe care le au cu noi. Și fiecare dintre noi ne creăm o percepție despre oamenii din jurul nostru. S-ar putea să fie destul de reală sau destul de falsă percepția aceea. În funcție cât e de bine pregătit omul acela să ne creeze impresie. Nu e așa? Am un prieten așa care are o lozincă pe care nu numai asta de fapt mai enervează la el. Zice că totul este percepție în lumea asta, totul este percepție. Uai, wow. chiar așa să fie. Totul este percepția. Nu contează cum ești tu, ci cum cred oamenii că ești tu, nu? Asta vine din comunism, care spunea, nu contează că lucrezi, ci cât crede șeful tău că tu lucrezi, nu? Trebuie să te faci că lucrezi și el să creadă despre tine că tu lucrezi foarte mult. Oamenii lucrează foarte mult la percepție, la imaginea lor. Știți că oamenii ăștia mari politici au angajat specialiști de imagine. Cum să le creeză lor o imagine. Să fie cât mai grozavă. Și noi naivi îi cumpărăm uneori imaginea asta. Așa credem că e fratele sau domnul ăsta cum ni prezintă specialiștii. Cum ni-l prezintă specialiștii. Știți că oamenii pot să aibă păreri despre noi bune sau rele, dar omul cel adevărat pe omul cel adevărat care suntem, nu-l cunoaște decât Duhul nostru. Noi știm cine suntem. Eventual. Dacă ne ajute Dumnezeu. Dacă suntem cinstiți cu noi înșine. Pentru că noi putem să avem păreri sau percepții greșite și despre noi înșine. N-ați întâlnit oameni care să cred ceea ce nu sunt? Nu? i încercat să-i contraziceți. Du-te la spitalul de oameni bolnavi și o să-l întâlniți pe Napoleon. Și poți să-i spui tu orice. Se supără foarte tare împăratul ăsta dacă îl contrazici. Oamenii au și despre ei păreri greșite. Dar așa cum Duhul omului are șansă să cunoască cine este omul cu adevărat, spune Apostolul Pavel, numai Duhul Dumnezeu poate ști ce gândește Dumnezeu. Apoi, Duhul Sfânt este Duhul Revelației. Mai departe, în versetul 10 și 12, Apostolul Pavel spune așa, noi, nouă, însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adâncele lui Dumnezeu, versetul 12, și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. De ceea ce cunoaște Duhul Sfânt despre Dumnezeu, ni, ni le revelează revelație sau descoperire. Singurul care îl poate cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat este Duhul Sfânt și singurul care îl poate revela lucrurile lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Lucrul acesta este de o mare importanță pentru viața noastră pentru că Duhul Sfânt a revelat apostolilor, dacă vreți și prorocilor din vechime înaintea lor, adevărurile despre Dumnezeu. Duhul Sfânt care cercetează adâncimile lui Dumnezeu, nu? gândurile lui Dumnezeu, el este singurul care le descoperă, le-a descoperit prorocilor și apoi apostolilor. Duhul Sfânt revelează creștinului lucrarea Harului Divin. <coughs> În legătură cu lucrul acesta, trebuie să spunem că Dumnezeu nu numai că ne face cunoscut prin Duhul Sfânt tainele Dumnezeirii, dar dă și inspirație să putem scrie despre ele, să putem vorbi despre ele, să le putem comunica altora. Și al treilea lucru pe care îl face Duhul Sfânt este inspirație. El este Duhul inspirației. Duhul Sfânt îi inspire pe credincioși să vorbească altora cele ce au primit ei prin revelații, ceea ce au, au primit ca descoperire de la Dumnezeu și vorbim despre ele, despre lucrurile acestea ale lui Dumnezeu, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești, spunea Apostolul Pavel. Duhul Sfânt este Duhul Inspirației. Apostolii care au primit de la Dumnezeu revelația adevărului divin, au primit și darul inspirației. Au devenit administratorii tainelor divine pe care le-au dat altora, nu prin inspirația Duhului Sfânt. Cuvântul pe care îl folosește Apostolul aici și vorbim despre ele sugerează actul acesta al împărțirii. Împărțim, împărțim. Adevărurile acestea pe care le-am primit de la Dumnezeu, Domnul ne-a dat harul inspirației să le împărțim celorlalți din jurul nostru. Duhul Sfânt cercetează, deci, gândurile lui Dumnezeu, le revelează gândurile acestea creștinilor și creștinii pot să vorbească despre ele inspirați de Duhul Sfânt. Aici trebuie să facem o mică pauză și să vorbim despre inspirația verbală a Scripturii. Pentru că exact același, acest lucru s-a întâmplat. Duhul lui Dumnezeu, care îl cunoaște pe Dumnezeu și cunoaște gândurile lui Dumnezeu, a, a revelat apostolilor aceste adevăruri și apostolii inspirați de Duhul Sfânt au scris epistolele, evangelile și așa mai departe. A, avem de-a face, deci, cu inspirația verbală a Bibliei. Câteva lucruri în legătură cu inspirația verbală a Bibliei, pentru că este foarte important să le știm. Inspirația verbală nu înseamnă că orice cuvânt din Scriptură este adevăr literar. Nu înseamnă deloc asta. Biblia este compusă din diferite genuri literare, nu? Și fiecare întrebuințează un anumit mod de a prezenta Textul, dacă vreți, în mod de a prezenta ideile. Și ele trebuie întotdeauna interpretate potrivit de regulilor. Istoria ca istorie, poezia ca poezie, nu? Ceea ce este inspirat este sensul natural al cuvintelor. 2. Inspirația verbală nu înseamnă dictare verbală. Nu înseamnă că apostolii s-au opus pe Scris. Și tot ce au auzit acum de la Duhul Sfânt le-a dictat și au scris uh, cuvânt cu cuvânt ce au auzit. O fel de scriere mecanică. Nu asta s-a întâmplat. Știți că Coranul, uh, Mahomedanii, uh, Islamul pretinde o inspirație din această mecanică. Se spune că uh, ăsta Mahomed nu ar fi intrat într-o transă, iar într-o peșteră, într-o transă, și a scris mecanic cum i-a dictat îngerul Gabriel, zic ei, Coranul. I-a dictat textul, așa. Și el n-a fost în toate facultățile lui mentale. Foarte mulți psihologi care studiază acum chestiunea asta spun că ăsta a fost pur și simplu într-o stare de posesiune demonică ce a scris o carte împotriva Bibliei, împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu evreilor și împotriva oamenilor cărții, cum spune ei creștinilor. Biblia nu a fost scrisă așa, mecanic, dictată mecanic, cuvânt cu cuvânt de Duhul Sfânt. Apoi, în al patrulea rând, inspirație verbală nu înseamnă că orice propoziție din Biblie este cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, avem uh, cartea lui Iov. Prietenii lui Iov, nu? Spune despre ei chiar Dumnezeu că toți au fost greșiți în, în afirmațiile lor. Nu? nu este corect acum să iei cuvintele prietenilor lui Iov și să le citești ca și cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a fost de acord cu ce au spus ăștia. Deci îți trebuie discernământ să vezi dacă uh, fraza respectivă are aprobarea, nu? Sau nu? a lui Dumnezeu pentru a fi considerată uh, cuvântul lui Dumnezeu. Nu toate frazele, deci, uh, toate propozițiile din Biblie sunt cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este fără eroare în tot ce afirmă ea, spunea legământul de la Lozan, nu? Dar nu tot ce este în Biblie este afirmat de Biblie. Biblia eh, contrazice ea însuși o serie de lucruri eh, și trebuie să avem discernământ. În al cincilea rând, eh, inspirația verbală înseamnă mai degrabă ceea ce Duhul Sfânt a vorbit prin autorii umani și, a, și este înțeles potrivit cu semnificația cuvintelor folosite și în contextul subiectului. În original, Biblia n-a fost revelată oamenilor în românește. Nici măcar în engleză. Asta e prea de tot, nu așa? Mândria americană este foarte provocată aici. Ea a fost revelată în ebraică, în limba vechiului așezământ și în limba greacă. Și este interesant că amândouă din limbile astea sunt limbi moarte și așa a făcut Dumnezeu că ele să se păstreze așa cum, cum au fost pe vremea aceea. Nu se mai vorbește limba uh, greacă coine, veche, nu? în care s-au scris uh, textele sacre. Astăzi limba greacă e complet diferită. Dar pentru că limbele astea sunt moarte, le-au rămas așa și le putem studia. Nu s-au schimbat semnificația cuvintelor. De aceea, dacă vreți să cercetați un anumit cuvânt din Biblie, trebuie să vă duceți la original. Și astăzi nu trebuie să știi nici greacă, nici ebraică, că sunt instrumente la îndemână oricărea dintre noi. De exemplu, există o lucrare tipărită cu vreo 20 de ani în urmă de o, un colegiu așa de autori mari, care au luat fiecare cuvințel din Biblie și au dat un cod, un număr. Vrei să știi ce înseamnă cuvântul ăla? Te uiți la număr, te duci la dicționar, și în dicționar îți spune exact ce înseamnă cuvântul ăla. Traducerea cuvântului. Cum s-a folosit cuvântul acela în timpul când s-a scris? Ce au scris alți autori din alte cărți de pe vremea aceea? Cum s-a folosit cuvântul respectiv în Noul Testament, în Vechiul Testament și ce înseamnă cuvântul ăla cu adevărat? Dacă vrei să știi Inspirația divină este în limba originală și nu în limba noastră. De foarte multe ori, traducerile noastre uh, sunt uh, vorba italianului, nu? Tra Traditore, trădătore, nu? Traducătorul este un trădător. Uh, pentru că nu întotdeauna nimerește bine să, să traducă ceea ce vrea să spună textul sacri, sacru. Dar dacă lucrurile astea nu mai așa, am avea o mare dificultate. Iată că Duhul Sfânt este prezentat și într-o altă ipostază, este Duhul Iluminării. Duhul Iluminării. Duhul Sfânt inspiră pe apostoli și iluminează pe cititorii plini de Duhul Sfânt. Creștinul plin de Duhul Sfânt înțelege cuvântul care a fost revelat de Duhul Sfânt, scris sub inspirația Duhului Sfânt. De aceea este extrem de important să înțelegem ce spune Sfânta Scriptură, să fim plini de Duhul Sfânt. Nu putem cunoaște adevărurile fără această iluminare a Duhului Sfânt. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Duhul Sfânt deci ne ajută și să înțelegem scripturile. Cuvintele revelație și inspirație descriu procesul scrierii Bibliei. Și cuvântul iluminare descrie lucrarea subiectivă a Duhului de a ne ilumina mintea să înțelegem ce au scris autorii Bibliei. E bine, lucrurile astea patru le face Duhul Sfânt permanent. Cercetează lucrurile lui Dumnezeu, revelează lucrurile lui Dumnezeu, inspiră pe alții să ne le comunice și ne iluminează mintea să le înțelegem. Lucrurile astea patru sunt extrem de importante. Dacă lucrurile stau așa, atunci avem o întrebare, nu? Dacă creștinii au Duhul Sfânt, de ce nu sunt de acord unii cu alții? Nu? De ce? De ce suntem de atâtea soiuri? De ce nu suntem de acord unii cu alții? Iată câteva idei care încearcă să explice de ce nu suntem de acord unii cu alții de așa de multe ori. Ca să fim de acord unii cu alții, Trebuie să avem o acceptare a supremei autorități a Scripturii. Și din păcate, nu toți creștinii acceptă autoritatea supremă a Scripturii. Ei cred mai mult în mintea lor, cred ce au spus alții e, autori, și nu cred în e, suprema autoritate a Scripturii. În moment ce nu credem în autoritatea supremă a Scripturii, atunci nu ne mai înțelegem unul cu celălalt. În al doilea rând, scriptura a fost scrisă ca să depună mărturie că Isus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru. Asta este scopul principal al Bibliei. Dacă denaturăm scopul principal al Scripturii, atunci nu ne mai înțelegem unii cu alții. Atunci unii cred că Biblia este numai pentru popi alții cred că nu se poate înțelege, n-ai voie să o citești, numai dacă ai 20 și ceva de ani. Și atunci credem că Biblia este pentru, eu știu, să vedem ce zi avem bună sau rea, să deschidem la întâmplare și punem degetul pe un verset. Sunt creștini care așa o folosesc, nu? E cred că pentru asta îi. Câștigăm la loto sau nu câștigăm? Să vedem dacă punem Degetul. Nu e pentru asta. Nu este scopul scripturii asta. Scopul scripturii este să depună mărturie că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nici să ne, să ne provoace și să ne sperie cu sfârșitul lumii nu este scopul ei, ci scopul ei este să ne-l prezinte pe Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Numărul 3. Trebuie să aplicăm principii de interpretare sănătoase a scripturii ca să o putem înțelege. Când se aplică principii sănătoase, când oamenii sunt plini de Duhul Sfânt și sunt iluminați de Duhul lui Dumnezeu, oamenii aceia nu se ceartă între ei. Când interpretăm originalul, nu traducerile noastre. Patru, trebuie studiată Biblia împreună cu situații interculturale și cu alți sfinți. Să vezi ce a descoperit Dumnezeu și altora, nu numai ție. Întotdeauna trebuie să ia este revelația lui Dumnezeu dată trupului lui Hristos, bisericii lui Hristos. Noi avem nevoie și de uh, uh, înțelegerea celorlalți a Scripturii. Și patru, abordarea textului trebuie făcută cu umilință și cu mintea plină de respect și dorni să ascultăm de ceea ce spune Scriptura. Dacă citim Biblia, cu aroganța noastră omenească, să găsim niște versete cu care să-i punem noi la punct pe ăia, sau, eu știu, cu pipa în gură, ca și teologii de astăzi, după ce au băut două pare de vin, se vină versetele, cum ziceau un frate, de la țară, zice, de măie, dacă nu beau două pare, nu-mi vin versetele. <laughs> Nu-i versetele dacă nu abea două pare de vin, nu? Dacă, dacă te duci la scriptură cu mintea tulbură de alcool, lipsit de respect, de reverență față de scriptură, nu ți vorbește deloc scriptura. Și atunci, bineînțeles că de aia să bat teologii unul cu celălalt, pentru că este interpretarea lor, este ideea lor și nu e iluminarea care vine de la Duhul Sfânt. De aceea creștinii nu se înțeleg unii cu alții. În sfârșit, în concluzie, putem să repetem aceste lucruri foarte simple. Duhul Sfânt cercetează adâncimile și gândurile lui Dumnezeu. 2. Revelează aceste lucruri apostolilor. Duhul Sfânt a comunicat aceste lucruri altora prin apostol, prin inspirația care a dat-o apostolilor să scrie. Și Duhul Sfânt iluminează mințile cititorilor să deșarnă cele scrise de apostoli. Asta este mecanismul. De aceea, cine respectă mecanismul acesta, are parte de iluminare din partea lui Dumnezeu și se poate bucura de înțelegerea corectă a Scripturilor. Duhul Sfânt continuă să ilumineze și azi pe cei care doresc să cunoască adevărul. Și asta este minunea pe care Dumnezeu o face de fiecare dată. Se convertește câte un om și dintr-o dată zice mi s-a luminat mintea, încep să, să înțeleg scripturile. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul Adevărului. Haideți să încheiem serviciul din această dimineață și să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ilumineze mințile, să înțelegem scripturile. Cei doi care mergeau pe drumul Emausului au primit inspirația divină a cuvintelor Mântuitorului, revelația care venea. Și dintr-o dată li s-au încălzit inimile. Ferbeau inimile în ei, ardeau inimile în ei, la cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Duhul Sfânt iluminează mintea noastră, începe să ardă inima la Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul acela ne transformă și ne schimbe. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să inspire pe cei care vorbesc despre tainele lui Dumnezeu și mai ales să ilumineze mințile tuturor acelor care vor călca pragul acestei biserici și -o vor asculta Evanghelia vestită de la învonul acestei biserici. Să ne rugăm Domnului! Doamne, îți mulțumim pentru o ziua de astăzi, pentru Duhul Tău cel Sfânt, care este Duhul...